Da. Continuă modulul următor. Pe părți din 15-15 minute ați învățat lecția, da? Pentru că am să-mi vin ușor. Ah, să vă să zic, am avut șansa că mi-a venit băiatul acasă, Cristi, și el are multe deprindere, dacă e informatician de profesie, așa. Iată cum elevul își depășește cu mult profesor. Cristi a fost elevul meu la liceu, chiar și la școala generală, în perioada de vreo 2 ani de zile. Și, mă rog, s-a specializat, a făcut informatica, cu mine a făcut informatica la liceu, după care acum a devenit informatician, eu am rămas în urmă, e drept, foarte mult în urmă. Dar, cum să zic, așa, la cât să închei eu, la și 35, să mă uit aici. Așa, 35. Chiar mai devreme pe mine, da. Ei, haideți să mă întorc. Și m-am învățat, asta vreau să vă spun, m-am învățat să pun și eu pe YouTube. Dacă depășește 15 minute, YouTube-ul nu mai primește, modulele acestea nu mai sunt așa și trebuie tăiate. Și cum procedeul de tăiere mi-era foarte dificil, atunci am zis, mă, lasă, mă, că uite, mă, Cristi, mă descurc așa. Am să fiu atent și din 15-15 minute, și vă rog pe voi să mă anunțați, da? Să fiți atenți, să-mi spuneți când s-au împlinit cele 15 minute. Așa, da. Eu trebuie să fac operația asta acum, m-am ușurat munca în felul acesta și sper să reușesc de fiecare dată. Dacă lipsește vreun modul, să știți că lipsește din cauza că nu m-am încadrat cu 15 minute și n-am putut să-l pun pe internet. Asta e povestea. Da. E bine. Dacă mulțim un număr cu 10, 100, 1000, se pune numărul respectiv urmat de atâtea zerouri câte sunt de după 1. Asta ar fi tehnica. Teribil de interesant. Bun. Dar vei spune, dar ce legătură avem aici cu chestia asta? Păi, nu știu ce legătură să fie. Pentru treaba asta ar trebui să fac, să mulțesc pe 23, nu cu 10, numai simplu 10, cu 15, hai să zicem așa. Deci 23 înmulți cu 15. După șmecheria de mai înainte, treaba e complicată așa aici, cum de mulțire, că nu mai este cu 10, nu cu 100, nu cu 1000, ci cu 15, cu un alt număr. Atunci hai să facem așa, 15 ăsta să rup în două bucăți. Deci 23 înmulți cu 10 plus 5. Ca așa ar urma. 10 plus 5, pentru că 15 înseamnă 10 plus 5. Și acum, distributivitatea lucrează și este egal cu 23 ori 10 plus 23 ori 5 și este egal cu 230, că știu să mulțesc cu 10. E foarte bine, dacă toate mulțirile ar fi numai cu 10, ar fi o treabă deșteaptă. Foarte ușor, dar am și situații de astea. Și aș fi să mulțesc 23 cu 5. 5 ori 3 plus 5 ori 3, 15, unul țin minte, 5 ori 2, 10 și cu 1, 11. Și acum, cum să le adun pe ăsta? Cel mai comod la început este să le așez una sub alta, nu? Deci aici ce se fac? 230. Așa. Și pun 115. Sau invers. Hai să zic 115. 115, că doar adunarea e comutativă. Nu? Și mulțirea comutativă. Nu e comutativă. 115 plus 230. 230. Și la adunare din 5 cu 0, 5. 1 cu 3, 4, 1 cu 2, 3. Dar 0 ăsta îl poți șterge. Da, îl poți șterge pentru că n-ar avea nicio influență. Da, îl las pentru început, dar e clar că n-ar nicio influență la adunare. Și rezultatul mulțirii ar fi acest lucru. 345. Da, vei spune, și ce e cu asta? N-am înțeles nimic. Deocamdată nu m-am apropiat deloc de ideea aceea acum. Cum anume, de ce trebuie să miști cifra asta în stânga, ce se întâmplă? Dragilor, eu cred că chiar m-am apropiat. Haideți să facem următorul lucru. 783. 783. Înmulțit cu 394, cu 394, înseamnă, de fapt, 783
83 înmulțit cu, în loc de 394, zic 300. 300. Plus 300 înseamnă plus 90. 90 și plus 4. Și cam mai departe. Egal cu dedesubt, să vedem cu cine este egal. Cum aș, ce ar însemna 300? De 3 ori câte 100? 3 ori 100. Deci înseamnă 783 înmulțit, se distribui, hai să distribuim mai întâi. 783 înmulțit cu 300 plus 783 înmulțit cu 90 și plus 783 înmulțit cu 4. Egal cu 783 înmulțit cu 300. Hai să zicem înmulțit cu 3 și pun cu 100, că cu 100 știu să fac. Ce fac la, pentru a obține cu 100? Îmi pun două zerouri la sfârșit. Clar, așa. Deci mai întâi cu 3. 3 ori 3. 9. 3 ori 8, 24. 4. 3 ori 7, 21. Și cu 2, 23. 23. Nu-i bun atât. Aici ar fost numai cu 3. Ci trebuie să am cu 300, adică mai pun 2 zerori, 100, pentru 100. Eu am mulțit numai cu 3, dar mi-a rămas multiplicarea de 100 de ori. Deci 2, 3, 4, 9, 0, 0. Plus. Haideți să mulțim și cu 9. 9 ori 3, 27. Eu merg mai repede, parcă aștept la mulțire, că nu prea știu bine, dar dacă cumva mă împiedic, voi mă și ajutați, da? 3 ori 9, da, 3 ori 10, 30, 3 ori 9, 27. 7, 7 și 2. 8 ori 9, ca 8, 8 ori 9, sau 9 ori 8. 8 ori 9, 8 ori 10 fac 80. Și numai din 9, deci 8 ori 9, mai scade un 8, că nu sunt 10, ci sunt numai 8, deci din 80 scăzut un 8, 72, da. 72. Și cu cât am zis eu, oare, 72? Uite că am încurcat lucrurile. Dar mă ajutați voi. Cât am, dacă nu v-am pus cât am reținut, hai să vedem din nou. 3 ori 9, 2, 7, 7 și 2. 8 ori 9, 72 și cu 2, 74. 4 și 7. 9 ori 7, iarăși, nu le-am învățat cum trebuie și n-am siguranță. 9 ori 7. 7 ori 9. 7. Dacă ar fi 7 ori 10, 7, 10 făcea. Dacă 7 ori 9, păi mai puțin cu 7. Nu sunt în total 10 de alte 7, ci sunt mai 9. Și atunci fac 63. 63. Și cu 7-le ăla de la 8 ori 9, 70. 70. Ba. Dar nu e suficient așa, pentru că am mulțit cu 9 doar. Dar aici e 9 ori 10, deci trebuie și un 0. Acum am mulțit și cu 10. Deci am mulțit numai cu cifra 9, dar și cu 10 acum. Cum am mulțit aici cu 3 și pe urmă cu 100. Și plus 4. Și plus 4. Dar aici am greșit, ai, Doamne. Aici am greșit. Era vorba de 4 ori. Ori cât? 4 ori. Ori 783, sigur că da. 4 mulțit cu 783. Vedeți voi, dacă asta e necazul, că dacă n-ați fi și voi în clasă acum, Doamne ajută să reușesc asta, să pot să atrag atenția cuiva și să pot face asta direct în clasă, undeva, și să filmăm o televiziune. O televiziune îmi trebuie să preia toată povestea asta și eu sunt rămân numai cu creta în mână, nu așa. Alerg de dimineață, mă duc pe mama mea la piață, pentru că trebuie să întreb și eu, de 2 ani și jumătate, dacă nu am nicio sursă de venit, singura mea sursă este cu albinăritul și produsul pe care am mierea trebuie să-l vând. Am să vă arăt și produsul pe care îl obțin eu cât de curând, poate chiar în lecția asta.
Și atunci trebuie să o duc pe ea la piață, la 84 de ani, beata de ea nu poate merge și o duc cu mașina, seara o ia cu mașina. Și atunci sunt foarte împrăștiat, cu multe gânduri, cu multe preocupări, cu multe frământări. Și tristețea mă cuprinde și la gândul că voi aveți mare nevoie de mine și eu nu știu unde să mă împar ca să ajung mai repede. Și acum mă întorc, arată, am separat așa de greșeală. Deci trebuie să mulțesc pe 4 cu 783, plus 4 ori 3, 12, 4 ori 8, 4 ori 8, 32, da, 2, da, da, 4 ori 3, 12, și cu rămas un 1, uite cum sunt neatent, 4 ori 8, 32 și cu 1, 33, 33, 4 ori 7, 28 și cu 3, 11, egal. N-am decât să le adun și obțin rezultatul dorit. Dar acum sunteți invitații mei. E să vedem... cum am greșit iarăși. 4 ori 3... 12. 4 ori 8, 32 și cu 33. 4 ori 7, 28. Și cu 3... 31. Sigur că da. 38. Asta e. Greșit. Vă rog, am dat numerele acestea. Cum le fac? Le așez unele sub altele. Așez unele sub altele. 3, 1, 3, 2. 3, 1, 3, 2. Al doilea este 7, 0, 4, 7, 0. Ah, formidabil. Și dacă și linia asta este tot la fel, înseamnă că am numerit-o. Iată, 2, 3, 4, 9, excelent. 0, 0. Formidabil. Extraordinar. Și acum la adunare, sigur că zerourile astea nu mai au nicio valoare la adunare, când adunești cu 2 și cu 0, 0. Le poți șterge zerourile aici. Și este senzațional, senzațional, dragii mei. Am găsit adevărul. Am descoperit. Am descoperit de ce trebuie așezate așa. Dacă e cu cifra unități la mulțiri, sub cifra unități o pun linia asta. Dacă e sub cifra zecilor, sub cifra zecilor pun rândul ăsta. Dacă e sub cifra sutelor, sub cifra sutelor pun ăsta. Și le așez frumos unul sub altele, încât să am așa, coloanele așeze și le adun. Asta era! Asta era! O, Doamne, ce fain este! Băi, de mine, dar sunt așa de încântat pentru că am reușit să-mi explic de ce așa asta. Am găsit răspunsul la întrebare. Deci, asta era ideea. Trebuie așezat așa unele sub altele, încât, practic, să fie acest termen pe care trebuie să-i adunăm. Și cum să-i adunăm? Decât unități sub unități, 10 sub 10, 100 sub 100, 1000 sub 1000 și mai departe. Asta este ideea spectaculoasă, senzațională. De aceea, cel care a descoperit să facă tehnologia asta, să zicem, ca algoritm, ca și pași, așa se fac, nu e o minune extraordinară, numai un pic de matematică să ascundeți. Am să înțeleg și voi treaba asta. Să oprim un pic.